Cel mai mare sfânt din Muntele Arcului, Părintele Paisie, a acceptat un cancer în el. Trata mii de oameni și vindeca mii de oameni. Pe el nu s-a tratat niciodată. Părintele Porfirie, da? Ați auzit, da? Același lucru. Vindeca mii de oameni. Niciodată pe el nu s-a vindecat. De ce? Din smerenie. Smerenia este primul element pe care noi trebuie să-l înțelegem la venirea pe Pământ. Iar în momentul în care am înțeles smerenia, am înțeles cine sunt. În smerenie. Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți cei smeriți, adică smerenia acestui Duh egotic din noi. Ăsta trebuie să-l smerim. Pentru că cel ce este, oricum există. Bun. Și mergem la suflet și vedem această lumină a părților, vedem emoțiile, interacțiunile, iubirea sufletului, legile karmice și planul cauzal. Vorbim și planurile mai înalt decât pot fi înțelese. Și vorbim de ciclurile karmice și ieșirea din aceste cicluri. Pentru că tot se repete, tot se repete, tot se repete. Și noi nu înțelegem nimic. Și apoi intrăm în ceea ce suntem în esență, pentru că noi în esență suntem Spiritul. Sau Duhul din noi. Asta e suflarea de viață, Duhul din noi. De care să fie cu iertare, nu vorbește nici creștin ortodoxia. Da? Zice, uitând că noi suntem Trinitate, zice, tu ești trup și suflet. Dar Duhul unde? Păi nu spune în afacere. A luat Dumnezeu și i-a dat suflare de viață. I-a dat Duhul. Și unde el? S-a întâmplat. Două foi mai încolo, vezi că noi. Nu judecă. Pentru că eu sunt un apărător al bisericii, dar trebuie să știm că acesta este cel ce este. Pentru că dacă tot ne luptăm acolo în sufletul nostru, nu vom înțelege că avem o matrice supremă față de care sufletul trebuie să asculte. Dar dacă ascultăm de trup, ne vom duce acolo unde totul putrezește. Acolo ne ducem. Și aici, în suflet, vedem structura noastră divină, lumina, vedem interacțiune suflet, spirit, suflet, minte și corp, vedem partea noastră muritoare și nemuritoare și vedem iubirea spirituală. Și apoi, în planul 11, facem transcederea după ce descoperim tot ceea ce se întâmplă. Asta facem transcederea toate aceste elemente și facem un detox total al corpului și transcederea corpului. Facem un detox total al minții și transcederea minții. Facem un detox total al sufletului și transcedem acest lucru și împuternicim Duhul din noi care să dețină control. Asta e tot. Iar în plasul final descoperim lumina și iluminarea, pentru că iluminarea înseamnă luminarea întregii noastre ființe, adică noi îi spunem în înălțare, asta este înălțarea. Hristos a venit pe Pământ, nu se ne arată învierea, că este precursoare, că după învierea a mai urmat încă două etape. Una, pogorârea Duhului, doi, înălțarea. Apoi, vedem iertarea, recunoștința și necontarea, iubirea și bucuria, pacea și fericirea, contopirii. Asta e tot. Ce face? Iată de simplu. Iată de simplu, da? Vorbesc serios. E foarte simplu ceea ce facem, dar într-adevăr și foarte profund. Aceasta este călătoria eroului și fiecare din voi sunteți un erou sau un fiu rătăcitor care încă n-a găsit calea, mergând acasă, descoperindu-l pe Tatăl, devenind proprii noștri terapeuți, terapeuții familiei noastre și putem să facem chiar o meserie din asta. Putând să luăm o durere într-o secundă. O durere a unui om se ia într-o secundă. Ați auzit? Într-o secundă. Da? Țineți minte lucrul ăsta. Și atunci vedem aceste transformări care s-au întâmplat. Vedem niște oameni acolo care nu știu ce au plățit, dar se bucură și vă mulțumesc!
în cer iertare, dacă îmi vorbesc despre Dumnezeu, mă aprind ca o flacără așa. Mă aprind. Și încă am fost așa că se filmează, am fost reținut. Că dacă mă apuc să vă zic cât îi știu, întrebări. Cât de ceasul? 9 fără 20. 9, suntem bine. Foarte bine. Foarte bine. Întrebări. Suntem în Apocalipta, perioada asta. Okay. Ai început Apocalipta, perioada asta. Așa vreau să întreb. Apocalipsa este doar în tine. Vorbesc serios. Și în mine și în oricare altcineva. Apocalipsa nu există, dragii mei. Apocalipsa este scrisă pentru a înțelege că în noi se poate întâmpla o apocalipsă sau se poate întâmpla înălțarea. Eu am venit să vă prezint înălțarea, iar dacă un om apucă calea apocalipsei, eu nu pot să mă opun. Da? În casa Domnului nu vorbești de cel viclean, ci vorbești despre Dumnezeu în casa Domnului. Iar casa Domnului este în trupul și sufletul nostru și în inima noastră și în toată ființa noastră. Corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Nu vorbiți despre templul Duhului Sfânt ca fiind ceva negativ. Sunteți divini. Sunteți fii și fiice de Dumnezeu. Da, după aceea, da. Mai tare. Ridicare picioare și față de așa, față și tare. Am spus la început că există 1.200.000.000 de oameni care nu au simțit niciodată iubire. Și pe urmă am spus că există două stări. Dacă ei nu au simțit iubire... 1.200.000 de oameni. Cumpără cartea albastră, dar o găsești la mine, prietenul tău? Da, e bun. Păi dă-i să citească cartea albastră. din oameni pe pământ nu sunt conectați la Duh. Din naștere. Nu v-a supărat, dar Duhul Sfânt nu vine în momentul când te pocăiești? Nu. Unde scrie? Scrie Biblie clar când te pocăiești, atunci sunt... Dar eu știu un lucru. Că în momentul în care a plecat Hristos, Duhul a venit. Așa scrie Sfânta Scriptură. Când te pocăiești. Ai altceva. Nu vreau să intru în amănunt, pentru că s-ar putea să-ți dărâm toate zidurile pe care le cunoști, dar nu intru într-o contradicție. Duhul a venit la apostoli. Și din apostoli au pus mâinile peste ceilalți și preoți au pus mâinile peste voi și vă pune peste ceilalți și Duhul este. Eu spun un lucru aici. 1.200.000.000 de oameni nu sunt conectați la Duh. Și știu ceea ce spun. Și sunt mulți în sală care nu au fost conectați la Duh și într-o singură ședință au fost reconectați. Și viața lor se va schimba. Câți din această sală au fost reconectați la Duh? Să ridice mâna. Ha! Mâna sus. Îi vedeți pe acești oameni? Îi vedeți? Da? Aceștia sunt. Da? Ca să înțelegeți. Și cum au ce atitudine? Cum au ce atitudine aceasta? Știi care e chestia? Diferența dintre cel ce crede și cel ce nu crede este certitudine. Cel ce crede are certitudine, cel ce se îndoaie, îl slujește pe celălalt. Asta e diferența. Adevărat. Când mă îndoiesc, cum îl întreba pe Hristos? Cum îl întreba? Crezi tu că eu pot să fac? Credința ta te-a vindecat, nu acțiunea mea. Da? Nu te îndoi, draga mea. Știu ce rol joci tu aici, dar nu e locul.
Nu-i loc. Știu Scriptura cât toată biserica voastră nu știe. Da? Și mai mult de atât. Eu sunt trăitor, nu sunt filozof. Eu slujesc mii de oameni fiecare an. Nu sunt povestitor. Trăiesc în fiecare zi cu acești oameni. Și acești oameni care au ridicat mâna, li s-a adus Duhul înapoi și viața lor s-a schimbat în totalitate. Nu vorbim povești. Nu vorbim aici povești. Nu am venit să vă spun povești. Eu am venit să mărturisesc. Nu. Draga mea, nu vreau să intru foarte mult și foarte profund. Înainte de venirea noastră pe Pământ, noi existam. Existam. Am și spus. Eu existam de 4,3 miliarde de pe, înainte de a veni pe Pământ. Eu existam. Tu nu ești cel ce crezi că este și ceea ce ți se spune că este. Tu ești mai presus decât atât. Pentru că tu ești fiică de Dumnezeu. Momentul în care, dintr-un anumit motiv, noi am încălcat o lege, nu acum. Eu vorbesc de această încălcare de lege înainte de venirea pe Pământ, acești 1,2 miliarde de oameni. Și acești oameni încalcă o lege, și la venirea pe Pământ, ei trebuie să treacă prin anumite încercări. Adică, ca să înțelegeți. Și am să vă citesc, pentru că o să plângă mulți în sală dacă citesc lucrul ăsta, că încă sunt foarte mulți neconectați la Duh aici. Ca să înțelegeți. Citesc din primele rânduri ale acestei cărți. Ca să înțelegem, da? Scriu pe spate aici ce și cum. Pentru cine este această carte? De ce trebuie să o citești să înțelegi mesajul ei? Ești o persoană care nu se regăsește aici și nu înțelege cu adevărat de ce s-a întrupat? Te simți îndepărtat, îndepărtată de ceilalți, dar nici singur, singură. Nu te simți liniștită. Te-ai simțit abandonat, abandonată. Dar nu înțelegi de ce? Ai fost lipsită, lipsit de fericire și nu poți să-ți explici de ce? Ai fost lipsit de iubire, lipsit, lipsită de iubire și nu înțelegi de ce se întâmplă asta? Ești convins că îți lipsește ceva, dar nu știi ce. Te simți gol, goală pe dinăuntru și nu știi de ce. Faci lucrurile ca un robot, fără nicio satisfacție, fără să știi de ce. Nu ai pace interioară și nu știi de ce. Nu poți să simți bucuria și nici efectele ei. Deci deseori trist, tristă. Și nu poți socializa foarte bine cu ceilalți. Relațiile tale sunt dezastroase. Dar nu înțelegi de ce. Ai fost permanent bombardat, bombardat cu evenimentele dorite. Te-ai simțit neînțeles, neînțeles. De familie și de societate. Simți că pierzi energie și parcă toți te scurg de ea. Te simți permanent vinovat, vinovată și nu înțelegi de ce. Atragi mereu situații ciudate și întunecate. Poți să ai, dar nu este obligatoriu. Coșmaruri și visuri repetitive. Simți că viața parcă nu are sens și parcă nimic nu te bucură. Cunoști asemenea persoane și fac parte din viața ta? Vrei să-i ajuți, dar nu știi cum? Ai fost peste tot, dar nu ai găsit nicio explicație. De unde vii pe acest pământ? Ești înger sau spirit uman? Îți este dor de lumină și de Dumnezeu? Așa începe această carte. Doare? Te iubesc. Să rămână drumul. Da? Doare? Doare, nu? Știu că doare. De-aia v-am citit. Știu că doare. Eu doare. De cât la sută am o lumină în sufletul meu? Ok. Cât la sută am lumină în sufletul meu?
soliciți o consultație particulară, pentru că eu nu sunt scamator. Da? Să n-am venit aici să impresionez pe absolut nimeni. La mintea care aveam acum câțiva ani, le spuneam inclusiv nivelul de conștiință și o luam așa dintr-o parte și începeam și ziceam, băi, tu ai 15, ăsta are 100 și se uita strâng la cel de lângă el ce zice, bă, tu ești mai prost decât mine. Și atunci te oprești, că știi că ești nebun, te oprești într-o zi. Așa că, da, soliciți o consultație în privat și spun tot ceea ce vrei să știi. Okay, te rog. A doua întrebare, cum ne activăm canalele energetice? Cum? Canalele energetice. Cum ce le activăm? Cum le activăm? Nu, cum le activăm? Cum le activăm? Da. Sigur. Lăsăm-le să curgă. Lăsându-le să curgă, da? Canalele înseamnă că sunt... Ai văzut cum sunt canalele de irigație? Da? Mai au din loc în loc câte o stabilă, așa că nu lasă să curgă. Lăsându-le să curgă. Fiecare blocaj din interiorul nostru, care înseamnă o anumită scindare, o schismă interioară din interiorul nostru, blochează câte ceva. Și atunci noi, când lăsăm lumina și iubirea să curgă, ea curge dinspre cap, spre picioare, atunci totul este perfect. Sunt 72.000 de circuite energetice în corpul nostru. La care te referi, bine? La primele 72.000. Ai înțeles despre ce e vorba, da? Deci ți-am dat răspunsul general, pentru că întrebarea a fost generală. 72.000 de aceste canale care curg în interiorul nostru, să vezi ce baraje punem noi. Orice durere înseamnă un baraj. Orice durere ne arată că nu suntem acolo unde sunt. Te rog. Se filmează, nu? Adică să aibă femeile sculă, nu? Exact, da? Simți că ai un pic de sculă în tine? Cam simți, da? Păi de-aia simți. Păi cum sunt relațiile tale? Așa. Cum sunt relațiile tale? Fiți atent aici. Ați auzit ce credoare a făcut. Ia zi-ne tu de relațiile tale. Ia zi. Ai ouă în loc să ai păsărică. Păi, tu ai o sculă de tărâi pe jos. Ba da, tu ești divină, dar încă nu știi. Divină nu ești, dar ești divină. Deci, dragii mei, ca să înțelegem foarte clar și n-am nicio treabă, s-a mai stins o lumină aici. Să nu credeți lucrul ăsta, pentru că nu vine de acolo unde trebuie. Dragile mei, rețineți un lucru. Și vă spune un om, că și aseară eram la masă cu niște doamne și doamnele se plătească. Băi, opriți-vă, băi! Când este un bărbat, femeia doar se bucură. Când femeia vine la masă cu bărbatul și femeia vrea să plătească alături de bărbat sau chiar femeia plătește, ăla e un pisicuț, un maidanez, așa, iar femeia și asumă. Femeia se duce la servici, băiatul stă și mănâncă semințe. Băi, nu ăsta e rolul lui. Scoteți boschetarul ăla din casă, duceți-l la muncă și putrați-l de viață. Înțelegeți-o lume? Feminismul este cel mai mare atac împotriva acestei omeniri pe care încă nu-l sesizați. Și rețineți un lucru. Că încă nu-l sesizați. Voi, ca femei, vă asumați din ce în ce mai mult, sunteți din ce în ce mai nefericite, ajungeți la sfârșitul vieții, în care o întreb și eu pe doamnă. Și acum ce-ai făcut? Păi m-am luptat. Așa. Și ce-ai făcut? Păi nimic. Păi și nu vezi? Păi da. Oprești. Și atunci te oprești, te liniștești, te uiți în urmă, vezi că nu mai poți să faci nimic. Și ai tăiat, au căzut
și rămâi cu organ care ți l-a dat natura. Rămâi doar cu alea. Păi, fraților, voi atacați energia bărbatului. Iar bărbatul, și uitați-vă ce, păi, Andra îmi trimite doi pacienți de la Constanța, Andra, amândoi doctori. Da? Apare doamna. Puf, când a venit doamna, o energie feminină, te m-a dat pe spate, așa. Am scos imediat pulmonarul, hai să-mi smardoim. Da? Doamna, știi? Doamna era foarte feminină. Bă, frumusețe, că știi despre ce e vorba. Bă, frumoasă, foc. Dar era masculină total. Scula, tăia pe jos, totul, anabola. Despre doamna și-a revenit repede de la prima ședință. Apare domnul. Un pisicuț. Doctor și el. Păi ce cu atitudine asta, mă, de boschetar la tine? Cine conduce la tine în familie? Doamna? Păi și duce el aici. Păi se duce și el la serviciu, aduce și el acolo, să nu înțeleg. Dar doamna i-a dat decizia. Păi, fraților. Încetați. Pentru că ne alegem un pisicuț din asta și că urmă vedem că noi am luat toate deciziile în viață și am dat-o prin gard. Și atunci această doamnă mai vrea să facă și copii. Păi bă, tu cum poți să faci din poziția de bărbat copil? Vorbesc foarte serios. Păi n-ai cum din poziția de bărbat, pentru că femeia face copilul. Bărbatul nu face. Iar ea vrea să facă copii. Păi oprește-o. Iar ăsta, în loc să fie bărbat, ăsta trebuie el să nască. Pe bune! Și atunci, bă, tu ești bărbat și nu poți să naști că ar trebui să ai sculă? Asta are sculă și nu ar trebui să aibă și vrea să facă. Totul am acolo. Pe bune! Că așa se întâmplă la ora actuală. Și sunt niște mutații genetice în interiorul conștiinței noastre care nu sunt firești. Păi, femeia mea, da? În momentul în care este femeia mea, nu plătește nimic. Îi dai cheile de la casă, îi dai cardul, îi dai pină, îi dai tot și ea trebuie doar să se bucure. Așa se prenă partajul. Reține un lucru. Reține un lucru ca să înțelegi. Și nu s-ar putea să nu înțelegi ceea ce spune. Când un om nu îți cere nimic, îi dai totul și te bucuri de totul. Dar nu putem să înțelegem încă la nivel uman. Această femeie care stă lângă mine de 40 de ani, niciodată nu mi-a cerut nimic. Nici o dată nu mi-a cerut nimic. Și-a luat singura? Cum? Și-a luat singura? Nu, ei vorbesc de soția mea. Vorbesc de soția mea. Niciodată în 40 de ani nu mi-a cerut nimic. Ce am făcut eu în schimb? I-am oferit mai mult decât ea își putea închipui vreodată. Pentru că ea ne cere nimic, eu nu știu ce pot să-i dau ca să o mulțumesc și atunci îi dai totul. În același timp, ea mă întreabă de 40 de ani, băi, ce vrei să mănânci tu, mă? Încă nu i-am spus. Și să vezi ce caută. Și să vezi ce inventează. Să vezi ce studiază. Pentru că nu știe ce să mă ofere. Dar încă mai speră că într-o zi voi spune. Și atunci atitudinea corectă este în fiecare zi să iubești din ce în ce mai mult omul de lângă tine, fără să cer nimic. Fără să cer vreodată nimic. Știu că s-ar putea să nu înțelegeți ceea ce spun. Și doar să vă bucurați de prezența lui. Doar atât. Doar atât. Când am construit casa ei, femeia mea, a venit când a primit cheie. Poftim, aceasta e casa ta. Când am cumpărat mașina, aceasta este mașina ta. Punct. Doar trebuie să se bucure. Și fiecare din noi poate să facă acest lucru la un nivel și mai mare. De ce? Pentru că n-am avut nicio grijă. Dar în același timp am știut să fac un singur lucru. Da? Despre asta e vorba. În momentul în care luăm alte atitudini și creăm
credem noi că aducându-l pisicuț pe lângă noi, că suntem noi dita mai cățelul, păi n-are niciun sens. Ce să... Păi acum se zice foarte clar. Bă, în momentul că la un moment dat ne îndrăgostim de cineva. Ne îndrăgostim de cineva. Sunt cele trei etape ale vieții. Și e bine să le discutăm. Unu. Prima parte a vieții noastre, în mod firesc, atunci când se întâlnește bărbatul cu femeia, nu ceea ce auzim astăzi, când se întâlnește bărbatul cu femeia și ei au o relație corectă, se îndrăgostesc, da? Și această etapă durează 1-2 ani de zile, până când unul din ei, sau de multe ori chiar amândoi, vrea să încalce pe celălalt. De regulă se cam întâmplă cu doamnele. Se trezesc ele dintr-o dată. Și zici, eu vreau să schimb animalul ăsta. Și să pun și pe el. Dar el e mai mare, așa nu se lasă. Da? Ei, această etapă poate să înceapă după un an sau doi și poate să fie pe tot parcursul vieții dacă există smardoială permanentă. Sau poate să fie întreruptă atunci când intervine iubirea. Deci dacă se descoperă iubirea, nu mai există niciun conflict în acea familie. Atunci se întrerupe această imagine în momentul în care apare cu adevărat. Doar atunci. Altfel, rămâne luptă pe măcar. Și vezi că sunt oameni care stau în nefericire permanent. Și se luptă. Dar zic, ce faci? Mă lupt. Păi dă-i și luptă. Dă-i și luptă. Dar eu sunt de comandul meu. Ia oprește-te. Ia oprește-te. Hai să vedem cel ce luptă din tine ești tu. Tu ai iubit acest om? Ce? Da, ne-am căsătorit din dragoste. Ia descrie-ne-l acum. Un animal. Păi tu te-ai îndrăgostit de un animal? Fă-mă să înțeleg. Cum s-a transformat ăsta pe care îl aveai? Un animal. Cine din tine a schimbat această atitudine? Și atunci ne dăm seama că doar noi suntem cel care a schimbat această interacțiune. Da? Că în momentul în care l-ai luat pe Domnul, el nu sforăia. Dar îți dai seama că peste vreo 30 de ani, el sforăie. Da? Și atunci se transformă. Păi, dar trebuie să-ți dai seama că în el este cel ce este, nu cel ce se manifestă a fi. Da? Are sens ceva ce spune aici sau vorbesc? Când s-ar spune și luminile astea, nu e nici după mai plăi bine? Așa, are sens ceva din ce spune aici? Are, are, da, are. Vrea să zic că doamnele masculine. Ia zic, toma, am dreptate. Am dreptate, băi. Să-ți dai reputații de reține, nu mai să rămâi singur. Și ați văzut ce frumoasă este? Va rămâi singur. Se va uita în oglindă, se va zbârci din ce în ce mai mult și va zice acel ce este nu este din cel care a vrut să fie fericit. Și atunci, asumați-a în fericit. Trăiește acum în acest moment. Iubește acum. Pentru că mâine s-ar putea să mai fi pe aici. Și o să ajungi în cer și o să zici, te uiți în oglindă și o să vezi toate aceste oportunități pe care le-ai avut și le-ai avut. Asta e trăirea pe care avem. Divorțați? Spune-mi, te rog. De ce eu să divorțez? Vrei să faci o cerere? Tu n-ai auzit că împlinești 60 de ani? Peste 3 zile! Peste 3 zile, peste câteva zile. Mai n-ai auzit că fetele mi-au adus flori? E primul semn că am fost iertat. Nu mai contez! Nu, Andra? Nu mai contez, adică mi-aduc fetele flori, ciocolată. E un nene care vorbește frumos. Ok. Dar abia atunci te descoperi pe tine, pentru că mine nu mai are niciun interes de la tine. Doar atunci ești cel ce este. Nu divorțezi. A fost ironică. Până la capătul universului și să țineți omul. Ca să fie ascultat de toată lumea. Când vă dați cuvântul cuiva, indiferent de timp, indiferent de spațiu, să-l țineți până la capăt. Pentru că voi, de fapt, că ne-ați dat cuvântul, l-ați dat lui Dumnezeu, pentru că cel ce se afla în fața voastră întotdeauna este Dumnezeu. Și când voi ați promis ceva să vă țineți de cuvânt, până la capătul Universului,
Fără nicio hârtie scrisă, fără nimic. Când ați promis ceva, țineți-vă de cuvânt. Cuvântul este Logosul, este Hristos. Și când voi vă veți da cuvântul, voi ați jurat pe Hristos. Să nu uitați acest lucru. Aveți grijă de fiecare cuvânt pe care îl spuneți. Pentru că cuvântul este Hristos. Și este sufletul acestui univers. Alte întrebări. Fără divorțul, că... Asta e rezolvat. S-a rezolvat. S-a... Dacă vrei să dau cap, fără probleme. Nu mă interesează. Se gândea la casă și mașină. Mașina mea la Maris. Cheia de la mașina mea la Maris. Așa că n-am probleme. Am scăpat. De grijă. Dar poate că te reportezi. La nivel de conștiință peste 600, nivelul la care era Părintele Arsene și Neil Dorban, nu poți să faci aceste lucruri. Un singur om de conștiință 600 echilibrează 10 milioane de oameni. Avem nevoie de 2 oameni la nivel de conștiință 600 pentru poporul român și poporul român este. Dar de ce să fiți așa curioși? Cum? Așa face Universul. Universul nu merge pe cantitate, ci Universul dă un Hristos, un singur Hristos, este suficient pentru conștiința în care suntem noi în acest pe pământ. Da? Un iluminat cu adevărat. Da? Sau de ăștia mai mititei, mai cu o lumină așa, mai stins așa un picuț la nivel de 600 dintr-o mie, pot să lumineze mai multe locuri. Și atunci fiecare din noi luminăm casa noastră, familia noastră, serviciul pe care îl avem, modul în care ne manifestăm și fiecare suntem luminoțe sau la cât la unii din noi s-a luat curentul și atunci noi întunecăm somnele pe care de asta. Și asta este. Mă rog că vine băiatul de la lumină aici, rezolvă lumina, că eu eram pe întuneric total. Te rog. Dar nu prea, eu nu vă mai văd foarte bine în sală. Ar trebui măcar o mică lumină să aprindem acolo. Da? Ca să... Să stați acolo. E ok. Este așa. Te rog. Acum lăsați când aveți 30 de miliarde de ani și de prostii în continuare. Începeți de azi. Și eu mai spun un lucru care este esențial, dragii mei, și vorbesc foarte serios. Mântuirea nu este un act individual. Știu că s-ar putea să vă bulverseze pe mulți dintre voi. Cât un om pe pământ nu este mântuit, niciunul din noi în esență nu ne-a mântuit. Pentru că noi avem o karmă comună. Toți acești oameni de pe pământ au aceeași karmă. Este karma personală, este karma de familie, karma de neam, karma de țară, karma de continent și așa mai departe, ducându-ne la karma pământului, care ori ne ducem toți în lumină, ori o murim cu toți. Adică ori ne ducem în divizia cu toții și hai Piteștiul, Fece Argeș, ori dacă nu, nașpa. Marea majoritatea oamenilor care vin pe pământ, vin din celul 1-3, pe acolo. Foarte puțin vin din celul 4, iar din celul 5 nu prea mai venim, dar ni se dă alte sarcini. De exemplu, Ioan Botezătorul este unul din guvernatorii acestui pământ și Sfântul Ioan și Sfântul Nicolae. E unul din guvernatorii acestui pământ. Și atunci se dă o altă sarcină. În momentul fiecare din noi, fiecare dintre voi, va guverna la un moment dat o planetă. Noi nu guvernăm nici familia noastră și nici trupul nostru, dar la un moment dat vom ajunge la această cunoaștere și se va întâmpla. Deci vreau să-ți spun părerea mea, e că din moment ce Dumnezeu este iubire, cu toții avem speranța în iubire și în iertare. Atâta timp cât noi nu ne iubim pe noi și nu iubim pe cei din jurul nostru,
Acum știi cum ne-a zis prietena noastră, ne-a zis Dumnezeu este iubire. Adică nu mai contează ce facem noi. Dragii mei, atenție, dar Dumnezeu acela de care vorbești tu este Dumnezeul din tine. Manifestă Dumnezeul din tine și El va conta cu adevărat. Dumnezeu este iubire, sunt de acord, dar vreau să vedem manifestarea iubirii care se întâmplă cu adevărat în noi, în ceea ce se întâmplă, gând, vorbă și fapt. Dar cu speranță, spune. Nu. Nu vă recomand cuvântul speranță. Este minunat, este extraordinar. Schimbați cuvântul speranță în credință. Cred, Doamne, nu sper, Doamne. Speranța nu are un termen. Că poți să speri. Credința este certitudinea că acum s-a întâmplat. Schimbați cuvântul speranță, credință. E bună speranța, e minunată, este extraordinară, este imaginativă și se poate întâmpla într-un termen, dar credința este fermă, este acum. Aici și acum. Cred, Doamne, și mă mărturisesc că Tu ești. Stați la tratamente? O să facem tratamente. Vă tratez pe toți, imediat. Două zile și două nopți. Nu mai puțin, că la revedere. Nu, lasă, mergeți. Păi, dacă oamenii pun întrebări, eu ce să fac? Băi, știi ceva, nu mai răspund la întrebări. Cam ce idei și-ar face oamenii dacă eu n-aș răspunde la întrebări? Hai să vedem. Putem să facem o pauză, nu că îi pierdem pe toți. Două minute îi pierdem pe toți. Duceți-vă pe rând acolo. Faceți ceea ce trebuie. Hai. Dați pomoane printre oameni pe acolo. Voi ce faceți? Voi cine are voce poate să cânte aici. Cei ce se întoiesc, va fi mai dificil.
Și acum, închidem ochii. Și în momentul în care vom zice cu voce tare, închide ochii. În momentul în care vom zice cu voce tare, de trei ori, da, 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 corpul nostru va pleca singur în față. Ia să vedem. Da, da, da. S-a dus în față? Fără să-i faceți voi nimic. Bravo, măi! Cine din voi a generat acest lucru? Iar când zicem de trei ori nu, 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 el se va duce în spate. Nu, 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 nu. Zang, s-a dus. Foarte bine, măi. Ce minunat sunteți. În interiorul vostru se află cel ce este și cel ce știe aceste răspunsuri. Închide ochii. Anca. Iar acum, noi, nu mă interesează ce frică aveți în corp. Numai voi trebuie să ziceți cu voce tare frica care o aveți. Atenție, o singură frică. Numai o singură frică. Alegeți-vă voi care vreți. Da? Și acum, când zicem am în interiorul meu frica de asta, o să vedeți că dacă o aveți, corpul vostru va pleca în față. Hai să vedem, să întrebăm. Am în interiorul meu frica care vreți voi? S-a dus în față? Cam este. Este, da? Acum, credeți voi că eu vă scot această frică? Că ați văzut pe exemplu. Ok. Se îndepărtează orice emoție, sentiment manifestare, traumă, șoc emoțional, lucrurile cu voi sau fără de voi, orice formă de manifestare, de trăire, tot ceea ce vine de la voi sau de la neamul vostru, de acum sau de altă dată, privind această frică, astfel încât voi să vă duceți soartea de ziul vostru în cele mai bune cuvinte. Se îndepărtează orice emoție, sentiment manifestare, traumă, șoc emoțional, din lumină sau din întuneric cu voi sau fără de voi, astfel încât voi să vă duceți soartea și de ziul vostru în cele mai bune cuvinte. Se îndepărtează tot ceea ce este de această frică, de la voi sau de la neamul vostru de acum, de la orice altă dată, acum și punerea și în veci vecior amin, și trimitem aceste lucruri, identități, suflete, manifice, la Tatăl Ceresc, la Dumnezeul nostru, în lumina sa, orice formă de separare din voi se îndepărtează, pentru ca voi să rămâneți fără această frică, în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului. Și trimitem în lumină, în iubire, în binecuvântare. Așa să vă ajute Dumnezeu. Foarte bine. Și acum, întrebăm. Să vedeți și interesant. Am eliminat din mine frica aia care ziceți voi? Am. Și corpul va pleca în față. El va zice da. A zis da? Cei care a zis da se ia loc. Cei care nu s-a întâmplat nimic să rămână. Nu-i nimic greșit în acest univers. Haideți să facem greșit de loc frumos. Hai să ne respectăm. Domnul, am un croșet de dreapta de misiune să crezi. Așa e bine? Să-l dau pe univers. Așa? Hai să vedem. Da, da, da. Și lăsăm corpul să se împărăm la el. Da, da, da. Da. Ia-ți da. Da. De ce
Da, că n-am nicio frică. Orice parte păzită de lunga viață.
interiorul vostru se îndepărtează astfel încât voi să vă duceți soamnă și să mă rog în cele mai bune condiții. Așa se face Dumnezeu, așa se face Dumnezeu acum și în cura și în vecii vecilor. Amin. Așa se face Dumnezeu. Amin. Și să ne ajute Dumnezeu. Amin. Bun. Hai să vedem acum dacă s-a ușchit. Am eliberat din interiorul meu această frică. În mod firesc, când e eliberată, vă duceți în față. Cei care au eliberat-o, să stea jos. Care există în mine. Și mi-a zis, da, și mi-a zis că am eliminat. Păi ai eliminat-o, dar n-ai eliminat-o.